Mă gândeam că e o tragedie dacă dintr-o familie se pierde un tânăr. Moare. Dar v-ați gândit că e o tragedie mai mare dacă acel tânăr îl pierde pe Dumnezeu? Mă gândeam, stând în fața unui examen important, indiferent cum te cheamă, să-ți dorești mult să iei examenul acela, poate la școala de șofer, poate ai o teză, poate la bar. Și dacă pierzi examenul acela, e un lucru tragic. Dar dacă pierzi relația cu Dumnezeu, ascultă-mă seara asta, e mult mai tragic. Mă gândeam, un băiat vorbește cu o fată, mă, visează și ea, visează și el. La ziua aceea anunții, o zi de vară, poate de iulie, de august. Dar la un moment dat se întâmplă, nu știu ce, în relația aceea și se rupe relația dintre băiat și fată. Și zici tu, e o tragedie. Dar auzi, te-ai gândit că e o tragedie și mai mare ca acel băiat sau așa fată să rupă relația cu Dumnezeu? Cea mai mare tragedie ce îi se poate întâmpla unui creștin, unui tânăr creștin, unei tinere creștine, unui bărbat creștin sau unei femei creștine, cea mai mare tragedie e să ajungă într-o zi să-L părăsească pe Dumnezeu, să se depărteze de Dumnezeu. În seara aceasta, despre această tragedie vă voi predica, despre tragedia depărtării de Dumnezeu. Și ca să înțelegem mai bine pilda din această seară, va trebui să ne punem puțin în papucii evreului din secolul I și să facem puțină hermeneutică în seara asta. Dar poate cineva va zice, ce înseamnă aia hermeneutică? Că n-am mai auzit limba asta. Hermeneutica este limba predicatorului. Predicatorul fără hermeneutică nu-i predicator. Dacă vreți, hermeneutica este arta sau dacă vreți știința interpretării Sfintelor Scripturi. Și numai decât, ca să înțelegem Luca 15 în această seară, va trebui să ne punem în papucii creștinului evreu din secolul I. Auziți cum începe pilda din seara asta? Un om avea doi fii. Nu 5, nu 10. De fapt, nu numărul lor e important. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se... Și ce-a făcut tată? E un contrast izbitor aici. Un tată cu un bun simț ieșit din comun. Și un fiu de o brăznicie rară. Un tupeu grosolan. Auzi, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Cum ar fi să mergi în seara asta la taică-tu și să-i spui, tată, știi, ai un teren la ieșire din Oradea. Te rog să-l treci pe numele meu, că mi se cuvine. Tată, ai o mașină în curte și una în garaj. Una dintre ele. Eu aș vrea, tată, știi, cea mai frumoasă, mai bănoasă. Să o treci pe numele meu, că mi se cuvine. Și taică-tu să nu comenteze, să nu zică nimic, că băiete, hectarul ăla de teren, văd zilele următoare, mă duc și rezolv cu actele, îl trec pe numele tău. Mașina care o vrei, o trec pe numele tău, ți-o dau ție. Pentru noi, versetul acesta din Scriptură nu ne spune aproape nimic. Nu pare ceva din ieșit din comun să ne atragă atenția într-un mod special, într-un mod deosebit. Totuși, în contextul vremii de atunci, când a fost rostită pilda aceasta, acest verset din Scriptură, primul din pilda din această seară, stârnea efectiv un șoc emoțional. Foarte rar se întâmpla ca un fiu să vină cu o asemenea cerere, cu o asemenea pretenție înaintea tatălui său. Unul din evrei experți în hermeneutică, Kenneth Bailey, spunea, vă citesc,
era cu totul neobișnuit. Să dai peste un asemenea caz în care un fiu să-i adreseze această cerere tatălui său când tatăl era încă în viață. Moștenirea, spunea expertul acesta în hermeneutică, era dată fiilor abia după moartea tatălui. Rar se întâmpla ca un caz excepțional să fie împărțită moștenirea înainte să moară tatăl, în mod deosebit când tatăl era pe patul de moarte. Numai că și dacă se împărțea moștenirea când tatăl era pe patul de moarte, puteai să o folosești abia după ce tatăl murea. Și spunea Kenneth Bailey, era o rușine și o insultă pentru un fiu să adreseze o astfel de cerere tatălui său. Era ca și cum ai traduce actualmente în zilele noastre: tată, n-ai murit încă? N-ai fost dus la cimitir? Adică băiatul nostru din pilda din această seară, care dă dovadă de un tupeu grosolan, e ca și cum i-ar fi cerut tatei lui să moară mai repede. Apropo, societatea vremii de atunci nu era ca și cea de astăzi. Societatea la noi astăzi este una democratică. Știți cum era societatea vremii de atunci? Era una patriarhală. Un tată avea mult mai multe drepturi decât astăzi. Un tată putea să ia decizii drastice împotriva băiatului său. Cu toate acestea, pilda din seara aceasta ne surprinde realmente. Acest tată nu ia nicio măsură, nu condamnă afirmațiile băiatului său. Ba mai mult, ia o decizie ieșită din comun. Își ascultă băiatul cu punct și virgulă și împarte băiatului partea de avere ce și-o dorea și dă și fratelui său mai mare. Ceva impresionant, ceva paradoxal, ceva ieșit din comun, ceva uimitor. Acum ascultă-mă în seara asta. Acest tată din această pildă este descrierea ideală, descrierea perfectă a tatălui nostru din ceruri, a celui care ne-a creat, oameni buni. Dumnezeu ne iubește peste așteptări. Dumnezeu ne iubește necondiționat. Dumnezeu ne iubește nespus de mult. N-ați observat câtă răbdare are Dumnezeu cu noi? Cât de îngăduitor este de atâtea ori, câtă compasiune ne oferă în fiecare zi Dumnezeu. Un Dumnezeu, auziți, care ne dă libertatea să ne alegem destinul. Ne dă libertatea să hotărâm încotro, o apucăm. Dragostea lui Dumnezeu este acea dragoste care oferă libertate persoanei iubite. Nu este o dragoste posesivă, așa cum e în generația noastră de astăzi. Bă, zice, te iubesc de numai, dar te controlează tot la 5 minute. Să faci numai ce zice el sau ea. Să continui lista. N-ați întâlnit bărbați posesivi sau geloși? Mă refer așa, la extremă. N-ați întâlnit astfel de soții? Dragostea lui Dumnezeu este altfel. Oferă libertate persoanei iubite. Această dragoste oferă totul. Acest băiat primește totul. Interesant. Primește chiar și permisiunea de a-și respinge tatăl. Ceea ce și face în cele din urmă. Îl părăsește. Își abandonează tatăl. Apoi această dragoste nu este bazată pe vorbe, ceva verbal, ci este o dragoste care acționează, o dragoste care face ceva, o dragoste care dăruiește, oferă, în parte, în ciuda. Auziți? În ciuda atitudinii fiului său. Tatăl manifestă o asemenea iubire. Această parabolă, oameni buni, frații mei, surorile mele, este ilustrarea perfectă a dragostei lui Dumnezeu față de noi.
Dar pilda din seara asta mai ilustrează ceva la modul ideal și depărtarea noastră de Dumnezeu și de casa lui Dumnezeu. Observați cum continuă pilda din seara asta și vom merge verset cu verset. Iar la finalul predicii vom avea învățăturile din pilda aceasta pentru noi și aplicația pentru viața de zi cu zi. Uitați cum continuă pilda, versetul 13. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată. De ce oare o fi procedat așa? Știți care e răspunsul? De ce sunt tineri care nu vor să mai stea cu taică-s-o și cu maică-s? N-ați auzit de unii care, mă, m-am săturat să mă tot bată maică-mea și taică-mea la cheam. Să-mi zică în fiecare duminică dimineața, mă, trezește, te îmbracă-te, e timp de biserică. Merem și noi să ne închinăm cu adunarea lui Dumnezeu. Tânărul acesta, din pilda din această seară, a avut o viață independentă, să aibă libertate totală, să facă ce simte, să facă ce vrea, să acționeze după gândirea lui, să nu mai zică taică-s-o. Mă uită, cam așa ar fi bine să faci, să acționezi, să trăiești. El a vrut să nu depindă de nimeni. El a vrut să trăiască pe cont propriu și a luat viața în propriile mâini. Avea bani acum. Și ascultă-mă, să știi că banii aveau putere și atunci. Nu numai astăzi. Nu ni se spune în ce țară a mers, interesant, dar ni se lasă o afirmație aici, foarte interesantă. S-a dus într-o țară îndepărtată. Și acum trebuie să știți, pentru un evreu al vremii respective, expresia asta, țară îndepărtată, se referea la o țară dintre neamuri, dintre păgâni. Și noi știm ceva în această seară. Care era atitudinea unui evreu față de o țară dintre neamuri, dintre păgâni? Ce ziceți, era una pozitivă? Nici vorbă. Dumneavoastră știți că neamurile creșteau porci. Și animalele acestea pentru evrei, cum erau considerate? Necurate. Pentru un evreu, porcul, iertați-mă expresia, n-aș vrea să o folosesc în seara asta, dar e o realitate din text. Era simbolul necurăției. Și păgânii erau priviți ca niște oameni necurați și odată intrând în tangență cu oamenii aceștia, deveneai și tu ca evreu cum? Necurat. Știți că era un obicei la evrei atunci, dacă călătoreau într-o țară străină, la întoarcere în țara lor, primul lucru care îl făceau, se ștergeau bine pe picioare de praf și apoi, al doilea lucru ce îl făceau, de urgență, se îmbăiau de sus până jos. Considerând că intrând în țara aceea străină au devenit necurați, acest tânăr ajunge așadar într-o țară necurată, păgână, devenind el însuși necurat. Și acum ascultă-mă, căderea acestui tânăr nu s-a întâmplat dintr-o dată, la un pocne de deget. Și a fost o cădere treptată, progresivă, la fel cum se întâmplă cu mulți astăzi. Să știți că nu dintr-o dată ajung să. Și progresiv. Uitați-vă ce spune Biblia despre căderea lui. Versetul 13. Și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Spuneam că legea evreiască a vremii respective dezaproba folosirea moștenirii din partea tatălui atâta timp cât tatăl era în viață, încă trăia, chiar dacă era bolnav. Puteai folosi acea moștenire abia după moartea tatălui. Și acum auzi, acest tânăr, pe baza celor spuse, se făcea vinovat de 3 ori. În primul rând se făcea vinovat pe plan familial, deoarece și-a dezonorat tatăl prin atitudinea avută.
În al doilea rând se făcea vinovat pe plan social, deoarece a încălcat cu bună știință legile vremii respective. Iar în al treilea rând se făcea vinovat pe plan divin. De ce? A ajuns să trăiască în păcat, să ducă o viață destrăbălată, asta era o ofensă directă la adresa lui Dumnezeu. Auzi un tânăr care de trei ori se făcea vinovat. Următorul verset ne spune, versetul 14, după ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și a început să ducă lipsă. Și acum ascultă-mă, ăsta e scopul diavolului. Să-ți promită totul, să zică, du-te, fă, acționează, vei fi fericită, îți va merge bine, vei fi împlinit, va fi extraordinar. După ce diavolul vine cu promisiuni frumoase, el e expert, e specialist. Știi ce va face? Îți va lua totul și vei rămâne gol pe dinăuntru. Dezamăgit și frustrat și frustrată. La început el îți promite totul, că va fi bine, că la final să-ți ia totul. Pentru că diavolul este un șmecher. Iosif Flavius, istoricul evreu din secolul I după Hristos, relatează faptul, ceva foarte interesant, că în vremuri de foamete, inflația creștea foarte mult, iar locurile de muncă erau foarte puține și foarte prețuite în acea perioadă. De ce vă spun asta? Pentru că avem în pilda noastră un tânăr care rămâne fără resurse, fără bani, am zice noi, lefter, cu buzunarele goale, cu visele spulberate, cu inima goală, pe care în cele din urmă l-au abandonat și prietenii. A ajuns atât de disperat încât versetul 15 ne spune, s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acele, a cărei țări? Acelei țări îndepărtate, dintre neamuri, dintre păgâni. Verbul colao de aici s-a lipit. Arată disperarea profundă și fără margine a acestui tânăr care își dă seama cât de critică este situația și starea în care a ajuns. A te lipi de un păgân în acea vreme era cel mai de jos stadiu în care putea să admită că va ajunge un evreu. Amintiți-vă cum erau priviți vameși evrei, colectorii aceia de taxe pentru Imperiul Roman. Știți că erau puși pe același paler cu prostituatele? Și culmea, căderea acestui tânăr nu se oprește aici, el continuă mai departe. El nu doar că este obraznic și tupeist cu tatăl lui, nu doar că fuge printre păgâni, nu doar că rămâne fără avere, fără resurse, un lefter cu sufletul gol și cu buzunarele goale. Nu doar că ajunge să depindă de un netăiat împrejur, adică de un păgân, dar ca semn a ruinării lui totale. Ajunge, auziți, culmea, să păzească porci acelui străin. Se poate afișa Leviticul 11 cu 7? Să vedeți ce însemnau porcii pentru evrei? Erau cele mai detestate animale de către evrei. Un evreu devenea automat necurat, având tangență cu animalele acestea, cu porcii. Starea tânărului nostru din parabolă se agravase atât de mult, încât la disperare, ne spune pilda din această seară, și-ar fi dorit mult să se sature cu ce anume? Cu roșcovele ce le mâncau porcii, dar nu i le da nimeni.
Vă puteți imagina cât de jos a căzut tinerul nostru, a ajuns mai prejos decât niște animale care se chemau porci și care erau necurate în ochii evreilor. Până acolo a decăzut starea lui. Încât porcii, auziți, aveau ce să mănânce. Iar el n-avea nici măcar atât. În vremea respectivă erau două feluri de roșcove. Erau roșcovele Shami și roșcovele Bari. Roșcovele Shami erau acele roșcove comestibile folosite de oameni. Semănau cu un fel de mure. Puteai să le mănânci. În schimb erau roșcovele numite Bari, care erau mici și amare și în același timp necomestibile, care se făceau undeva într-un tufiș uscat și erau folosite de către animale. Pilda din seara asta se referă la cea de-a doua categorie de roșcove, la roșcovele Bari. Atât de mult decăzuse tânărul nostru încât zicea el: vreau măcar roșcovele astea Bari, necomestibile, amare, mici. Dar uite că nici măcar la astea n-am acces. Nu pot să le folosesc. Astfel acest tânăr a ajuns să decadă mai jos decât un animal necurat. Finalul pasajului, nu întâmplător, dă declarația tatălui despre acest băiat: acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Ce însemna oare era mort? Ce însemna oare când tatăl a zis: acest băiat al meu era pierdut? Una din scrierile de bază evreiești ale vremii respective era Midrașul. Și în Midraș ni se prezintă un act care are legătură cu realitatea acestei pilde, numit actul tăierii. Când cineva comitea niște păcate grave, la fel ca și tânărul din pilda noastră, precum obrăznicia, aroganța și lista de exemple continuă, se spune că prietenii, vecinii, omul față de care se făcea vinovat respectivul, ieșau în plină stradă în fața casei celui vinovat. Și omul față de care s-a greșit, în cazul nostru tatăl, lua un vas de lut. În plină stradă spărgeam bucăți vasul acela de lut. Ca simbol a faptului că relația dintre el și cel care a greșit și dintre toată comunitatea prezentă în stradă, relația aceea s-a rupt pentru totdeauna. Auziți ce cuvinte se rosteau într-o asemenea împrejurare. De acum înainte, acest om, acest tânăr, este mort față de mine și față de ceilalți prezenți și este socotit pierdut. Cei tăiați, cu ghilimele, chiar dacă erau încă în viață fizic, erau considerați morți și pierduți din punct de vedere social și spiritual. Istoria ne spune că în cazuri foarte rare se mai putea face reabilitarea unui asemenea tânăr doar de către persoana față de care s-a greșit. În cazul nostru tată. Iată, dragii mei, cât de tragică poate să fie depărtarea de tată. Spiritual vorbind, cât de tragică poate să fie depărtarea de Dumnezeu și cât de ademănitor este păcatul. La început îți promite reușită, fericire, prosperitate, va fi bine, o să ai avere, o să ai o viață independentă, o să simți și tu gustul plăcerii, o să ai anturajul care îl vrei, prietenii pe care îi vrei, o să fie distracție, dar la urmă suferi tu, suferă familia din care faci parte, suferă comunitatea, toți suferă în cele din urmă. Știi că diavolul e în stare să te ducă de la avea la lipsuri? Știai că diavolul e în stare să te ducă de la lipsuri la ridicol? Știai că diavolul e în stare să te ducă de la ridicol la disperare și de la disperare la distrugere? Am citit o carte despre suicid. Și în cartea aceea se spunea că sunt 5 pași care duc la sinucidere.
O dezamăgire duce la descurajare, descurajarea la depresie, depresia la disperare și disperarea la distrugere. Asta face diavolul, asta urmărește el cu fiecare tânăr, cu fiecare tânără, cu fiecare bărbat, cu fiecare doamnă. Nu contează că pe eticheta confesiunii tale scrie penticostal și pe a mea la fel. Nu contează asta. Și pe altuia scrie altfel. Și pe altuia altfel. Nu asta contează? Însă ce bine zicem noi că povestea asta tragică se încheie cu un final fericit. Un final de happy end. Biblia spune că acest tânăr s-a venit în fire. Expresia asta din pildă și-a venit în fire e echivalentul activării conștiinței lui. Echivalentul trezirii la realitate, acelui metanoia, a schimbării minții, a atitudinii față de păcat, față de starea în care a ajuns, dorindu-și o schimbare a condiției, a realității stării și a vieții. Și a zis, mă voi întoarce acasă, în prezența Tatălui. Voi schimba direcția drumului meu. Nu mai pot să rămân în starea în care sunt. De astăzi, drumul meu va urma o altă traiectorie. Mă întorc de unde am plecat. Uitați cum zice el, și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu, au belșug de pâine. Iar eu ce fac aici? Eu mor de foame. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu. De ce oare înapoi la tatăl lui? Știți de ce? Pentru că la tatăl lui n-a dus lipsă o zi. De ce oare înapoi la tatăl lui? Pentru că tatăl lui îngrija să-i meargă bine în toate. De ce oare înapoi la tatăl lui? Pentru că la tata simțea apartenența de fiu. La tatăl se bucura de prețuire. La tatăl se bucura de prosperitate, de pâine, de binecuvântare. Oameni buni, Dumnezeu nu dezamăgește pe nimeni. Și Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Se poate totuși ca un asemenea fiu am stat și m-am întrebat să mai dea ochii cu tatălui? Dumneata l-ai mai iertat? L-ai mai acceptat înapoi? După cât i-a făcut? După câtă rușine a produs tatălui său, mai poate el fi reabilitat? Mai poate cineva primi un fiu risipitor, o fiică risipitoare? Răspunsul este da. La Dumnezeu se poate. Și tatăl îl primește. După ce a avut atâta răbdare cu el, l-a primit cu atâta bucurie, fără nici măcar un reproș. Dumnezeu nu l-a așteptat cu noia. Dumnezeu nu i-a dat un cancer în metastază. Dumnezeu n-a pregătit un stâlp sau un pom în care să intre cu mașina la 180. Dumnezeu n-a zis acum să stai pe tușe în căruciorul cu rotile sau la orizontală în pat ani de zile. Dumnezeu l-a așteptat cu brațele deschise. Cum numai tatăl, cel care îl crease, putea să facă asta. Oameni buni, care sunt lecțiile de viață pentru noi? Am început o nouă săptămână. De mâine dimineață, din nou la serviciu, din nou ați auzit examene? Intrăm în tumultul acestei vieți? Oare ce ne învață pilda din această seară? Și prima lecție de viață pentru noi e următoarea. Cât de mult ne iubește Dumnezeu chiar și atunci când noi greșim? Nu știu dacă dumneavoastră ați observat cât de mult acest tată și-a iubit băiatul. Chiar dacă el greșise mult. Observați următorul amănunt. În loc ca fiul să alerge spre tată,
Pilda ne spune că tatăl a alergat spre fiu. În vremurile acelea se spunea că era un lucru rușinos ca un tată să alerge spre copilul lui sau un om înaintat în vârstă să alerge spre unul mai tânăr. Ce face tatăl nostru din pilda din această seară? Ignoră, sfidează pur și simplu tradițiile vremii și aleargă în întâmpinarea fiului său. Care auzi ce a făcut? Nu i-a dus bani în plus la afacere? Nu s-o căsătorit cu cea mai frumoasă și cea mai sfântă fată? Nu cânta în cel mai bun grup de laudă din biserica renumită, nu știu de pe ce stradă și nu știu din ce oraș? Și fiul ăsta a făcut prăpăt resursele și a făcut prăpăt tinerețea. Dar tatălui nu-i pasă de regulile tradiției vremii. Și aleargă spre fiu. Ba mai mult, acest tată a căzut pe grumazul fiului și l-a sărutat mult. Sărutarea din partea tatălui era semnul acceptării, dar nu a unei acceptări parțiale sau de o zi sau de câteva ore, ci a acceptării depline, acceptării totale. Apoi, acest tată ia decizia să-l îmbrace cu haina cea mai bună, haina de sărbătoare. Știți ce însemna haina asta, numită în pildă haina cea mai bună? Era semnul că băiatul acesta al tatălui este iertat de toată vinovăția lui și a acceptat din nou în familie. Ba mai mult, mai iau o decizie acest tată să-i pună un inel în deget. Și am auzit mulți aici care se încurcă, mă! Păi dacă acest tată care reprezintă pe Dumnezeu în pilda noastră a pus un inel fiului pierdut de altă dată, mă, noi nu putem să ne punem așa câte un inel. Nu mă refer aici la inelul de căsătorie. Dar așa să avem și noi câte un ghiul, câte un inel. Fără ca oamenii să cerceteze, fără ca să studieze, fără ca să-și dea seama la ce se referă pilda din această seară. Oameni pun inelul în vremea de atunci. Purta pe cetea familiei. Orice act de vânzare, cumpărare, era validat prin punerea acelei peceți. Și pecetuirea se făcea cu acel inel. Punerea inelului însemna pe deget dreptul la acces. Dreptul de acces la contul de la banca familiei. Aveai autoritate și acces la proprietatea familiei prin inelul respectiv, ceea ce era un lucru uimitor. Amai, eu te întreb pe dumneata în această seară și pe tine, tinere, dacă ți-ai pune un inel, un ghiul pe deget, poți să mergi la bancă cu inelul respectiv și să ai acces la cont? Ai prin inelul respectiv acces la proprietatea familiei? Însă e ceva, că pilda continuă uimitor. Zice că tatăl, după ce l-a îmbrăcat cu haina cea mai bună, i-a pus inel în deget, l-a sărutat, i-a căzut pe grumaz, ci i-a pus sandale în picioare. Numai oamenii liberi umblau în sandale, servitorii, săracii, sclavii umblau de scuș și adesea picioarele le erau pline de praf. Încălțarea lui în sandale arăta că acest fiu pierdut era reabilitat la poziția inițială de fiu, nu de slugă, și că el iese din nou liber. Nu mai este sclav. Fiindcă a ajuns atât de decăzut, atât de jos, încât putea fi considerat printre sclavi. Apoi urmează ospăciu. Nu v-ați întrebat, oameni buni, de ce tata o tăia vițelul cel îngrășat? Când se făcea reabilitarea unuia care trecuse prin actul acesta al tăierii, ca să se producă această reabilitare, trebuia să se taie vițelul cel îngrășat. Și asta se producea doar când se dădea un ospăț cu toată comunitatea. Așa că reabilitarea aceasta nu o face tatăl de unul singur. Acolo erau prezenți toți, prietenii, vecinii, comunitatea. Să se știe că băiatul nostru este reabilitat.
Tatăl a dat ordin să se taie vițelul cel îngrășat, ca cei care au fost la actul tăierii fiului răzvrătit să participe și la reconcilierea lui, la reabilitarea acestui fiu. Câtă bucurie! Ce sărbătoare! Pilda din seara asta ne învață întâi de toate cât de mult ne iubește Dumnezeu, chiar și atunci când noi greșim. Dar ne mai învață ceva pilda din seara asta? Pentru că nu vrem să încurajăm greșelile nimănui și nici trăirea în păcat. Știți care e cea de-a doua lecție din pilda din seara aceasta? Cât de mult ne afectează păcatul când noi alegem să-l acceptăm în viața noastră? Să știți că-i dreaptă vorba, păcatul te duce mai departe decât crezi. Păcatul te ține mai mult decât ai vrea să stai. Și te costă mai mult decât ești dispusă și dispus să plătești. Facem adesea greșelile ce le-a făcut tânărul acesta. Ne răzvrătim împotriva lui Dumnezeu. Din dorința de libertate mai multă, de independență, să ne simțim bine, risipim binecuvântările, dăm cu piciorul în sănătate, dăm cu piciorul în darurile ce ne le-a dat Dumnezeu, în oportunități. Las că știm noi, ne descurcăm și ne facem praf familia, ne facem praf sănătatea, resursele, frumusețea, caracterul. Și zici, bă, tinerul ăla de altă dată, fiica aia de altă dată, bărbatul acela care a fost extraordinar, uite, Domnule, cine, cum și ce a ajuns? Ajungem apoi sclavii păcatului. Și, o, Doamne, câți n-au ajuns sclavii alcoolului, ai fumatului, îi adun din șanț, își cheltuiești jumate de salari pe țigări, ajuns sclavii drogurilor, a substanțelor interzise, a pornografiei, a minciunii, a înșelării. Iar de la sclavie până la disperare, mă refer la sclavia păcatului, e doar un pas. Și să nu uitați ce v-am spus mai devreme, disperarea încetul cu încetul duce la distrugere. N-ați văzut atâtea vedete ale lumii? Domnule, era faimos, faimoas. Pe cele mai titrate scene din lume, la cele mai importante televiziuni a apărut el sau ea și a auzit la 40 de ani, la 50 de ani și a pus capăt vieții. Păi n-a avut bani, n-a fost un talent, n-a locuit în cele mai de lux case și totuși s-a întâmplat nefericirea. Au scris cel mult un bilet de adio. Pilda din seara asta ne învață că acceptarea păcatului în viața noastră întotdeauna va avea consecințe. Dar mai învățăm ceva, o lecție de viață importantă din adevărul acestei pilde. Pocăință este soluția întotdeauna în urma unei căderi. Cât de importantă este pocăința în urma unei căderi. Așa că, dragul meu, nu contează cine ești, nu contează așa mult cum te cheamă, ce ai făcut, nu contează așa mult de cât timp te-ai depărtat de biserică, de Biblie, de viața de rugăciune, de Dumnezeu, dacă în sinceritate, în seara asta, te apropii de Dumnezeu ca acest tânăr, îți vin fire, lași conștiința să glăsuiască în tine și spui, Doamne, o, câte patimi am, o, câte greșeli. Doamne, eu nu pot de unul singur. Dar te rog, Doamne, ajută-mă să-mi pun pașii pe drumul către tine, pe drumul către biserică, casa lui Dumnezeu, spre drumul unde e belșugul ce-l oferă Dumnezeu oamenilor. Dar ce înseamnă oare pocăința asta? Simplu. Pocăința presupune ca la nivelul minții să recunoști că te-ai născut în păcat și că ai trăit în păcat până în seara asta. Pocăința coboară apoi la nivelul sentimentelor când omul
manifest o stare profundă de regret, de remușcare, de părere de rău față de păcatul în care a trăit. Iar apoi pocăința trece la nivelul voinței omului. Când omul se prăbușește în fața Creatorului și spune: Doamne, cu tot ce sunt eu, cu tot ce am, eu n-am cum să renunț la păcatul din viața mea, eu n-am cum să renunț la patima cu tare, la viciu cu tare, n-am cum, Doamne, aș vrea, dar te rog, dă-mi putere, fiindcă vreau să renunț la păcatul în care trăiesc. Asta înseamnă ca un om să se pocăiască, să recunoască că e păcătos, să regrete păcatul în care trăiește și să ia decizia să renunțe la păcat din viața lui sau a ei. Nu știu dacă v-am spus întâmplarea cu acei doi tineri, dar o reau chiar dacă am spus. S-au dus doi tineri la un om al lui Dumnezeu odată. Ori auzit, ăștia erau tineri entuziasmați, cu viața înainte, plin de vlagă, în putere. Mă, acum avem și noi orizontul înainte, să ne trăim tinerețea, să ne simțim bine, să fie totul ok, cum zice americanul. Doar auzi ei că în Biblie, în cartea asta lui Dumnezeu scrie că ar trebui să ne pocăim. Și curiozitatea lor era: dacă tot a zis Dumnezeu că suntem păcătoși, că ne-am născut în păcat, că am făcut păcate, când ar trebui oare să ne pocăim? Și când au ajuns la omul lui Dumnezeu, după ce au schimbat ei câteva discuții, l-au întrebat: uite de ce te-am căutat. Când ar trebui să ne pocăim? Și omul lui Dumnezeu le-a zis: cu 5 minute înainte de moarte. Ei s-au uitat unul la altul, la omul lui Dumnezeu. Mă, ce răspuns grozav. Ori mai schimba câteva păreri, vorbe și ori pleca spre casă. Nu, cum n-ai fi fericită ca tânără sau ca tânăr să auzi, mă, cu 5 minute înainte de moarte, dacă te pocăiești, ți-ai rezolvat problema veșniciei și ajungi în rai. Și în timp ce mergeau spre casă, fericiți de numai bucuroși, mă, în care club de noapte ne ducem în weekend? Hai să mai chemăm niște prieteni să tragem o beție mâine seară? Mă, da, substanțele alea interzise, nu că tot generația asta promovează etnobotanice, nu știu ce fel de droguri, dar nu ne-am simțit și noi bine, măcar acum suntem tineri! Și își planificau ei viitorul în mintea lor și fluierau și erau fericiți de numai. În timp ce mergeau spre casă, unul s-a oprit brusc. Să uită la prietenul lui și zice: mă, prieten, de ce? Tu știi ce nu ne-a zis omul lui Dumnezeu la care am fost? Ce? Păi nu ne-a zis când murim. Tu știi când vom muri? Păi cum să știu? N-am cum. Hai să ne întoarcem fuga la omul lui Dumnezeu și l-au căutat de urgență. Când a ieșit în întâmpinare, a văzut panicați, schimbați la înfățișare. Prieteni, ce s-a întâmplat cu voi? Păi dumneata ne-ai zis să ne pocăim cu 5 minute înainte de moarte. Și nouă așa tare ne-a convenit lucrul ăsta. Am plecat bucuroși, ne-am și gândit cum să ne distrăm, să ne simțim bine. Deci uite, prietenul ăsta meu s-a oprit în plină stradă. S-a uitat la mine speriat și a zis: mă, tu știi că omul lui Dumnezeu nu ne-a zis când murim? Noi de aia ne-am întors la dumneata, să ne spui și când vom muri, ca să știm când trebuie să ne pocăim. Omul lui Dumnezeu i-a privit serios și le-a zis: prieten, s-ar prea putea ca ultimele 5 minute din viața voastră să fi început deja. Când e vorba de un lucru așa de important precum pocăința, nu există timp de amânat. Nu există un mâine, un altă dată. La pensie, las că o mai avea vreme. Când e vorba de o realitate așa de importantă care privește sufletul tău și mântuirea ta și veșnicia ta, pocăința este pentru acum. Pocăința cunoaște o singură zi. Și ziua aceasta se cheamă astăzi. Iată ce ne-a învățat Mântuitorul prin pilda din această seară. Chiar și atunci când greșești, Dumnezeu continuă să te iubească.
Dar greșind azi, greșind mâine, acceptând păcatul în viața noastră, păcatul, oameni buni, are întotdeauna consecințe. Dacă păcatul se iartă, ascultă-mă, consecințele nu se anulează. Știți ce n-a mai primit băiatul ăsta al nostru când s-a întors la tata lui? N-a mai primit avere. O primise înainte și o risipit-o. I-a zis fratelui său mai mare, tot ce am eu, i-a zis tata, este al cui? Unul și-a făcut de cap, știu povestea lui, s-a aruncat de pe un pod în apă să se scalde undeva într-o zonă din țară. El nu s-a uitat, mă, apa e până la genunchi cât o fi. Și cum s-a aruncat acolo, a căzut în cap, s-a dus peste cap și și-a făcut praf coloana. De atunci și până astăzi este într-un cărucior cu rotile. Între timp, peste ani, s-a întors la Dumnezeu, a realizat în ce stare se află și care are nevoie de Creatorul în viața sa. Dar ascultă-mă, Dumnezeu l-a iertat, l-a mântuit. Dar e și la ora asta în căruciorul cu rotile. Dumnezeu n-a promis că după ce îți bagi joc de sănătate, ți-o va da neapărat înapoi. Pentru că scopul existenței noastre în lumea asta nu-i fericirea. Fericirea e un rezultat. Scopul e să trăim în sfințenie. Știi, își face praf plămânii după ce au fumat 3-4 țigări, 3-4 pachete de țigări pe zi. Și la 60-70 de ani vine, Doamne, cine am fost? Mă prăbușesc în fața Ta, iartă-mă, Doamne, mântuiește-mă. Și Hristos zice, da, astăzi, în seara asta te mântuiesc. Dar asta nu-ți garantează că îți va vindeca plămânii. Știți, sunt mulți, am întâlnit weekendul trecut unde am fost la o biserică pe cineva, a zis, bă, m-aș pocăi. Persoana asta a câștigat bani mulți într-o companie mare din țară. Dar ce să vezi? O stare de panică, de frustrare, anorexie. Nu se simțea bine deloc. Și am zis, fii sinceră. Ai vrea să te împaci cu Dumnezeu, să te pocăi? S-a uitat la mine și a zis, m-aș pocăi dacă Dumnezeu m-ar vindeca. Zic, foarte greșit. Există un singur motiv corect pentru care omul trebuie să se pocăiască. Faptul că omul este păcătos înaintea lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ne pocăim din dragoste, nu de frica iadului, nu de frica mâniei lui Dumnezeu și a pedepsei veșnice, ci când realizez cine a murit pe cruce pentru păcatele tale, că a plătit cu viața lui cel nevinovat, Fiul lui Dumnezeu, când realizez câtă dragoste, nu poți să spui decât, Doamne, bunătatea Ta și dragostea Ta mă copleșește. Și eu vreau să-ți urmez drumul, așa cum e scris în cartea aceasta lui Dumnezeu. Haideți să stăm ridicați. Aș vrea să închidem ochii. Dragul meu, în seara aceasta, nu te afli într-un loc oarecare. În seara aceasta te afli în casa lui Dumnezeu. Și aici, în casa aceasta, este prezent Domnul acestei case. El în seara asta ți-a vorbit din nou în bunătate și în dragoste. În seara asta a vrut să te conștientizeze că drumul pe care mergi, dacă ai început să te îndepărtezi de El, prin atitudine, prin vorbe, prin gesturi, prin fapte, dacă ai început să mergi pe căi lăturalnice, dacă ai început să ai sentimente greșite, dacă ai început să ai o gândire greșită, dacă diavolul ți-a făcut praf tinerețea, eu nu te cunosc în seara asta. Poate ești bine cu Dumnezeu. Dacă nu ești bine și drumul tău a luat-o într-o direcție falsă, într-o direcție greșită, în seara aceasta, în bunătate și în dragoste, Dumnezeu a venit aici să-ți vorbească. Să-ți iese înainte și să spune că El încă te iubește. Și că ai valoare în ochii Lui. Și El și-a dat fiul pentru răscumpărarea ta, pentru reabilitarea ta, pentru ridicarea ta, omule, din păcat. O, în seara asta Iisus vrea să te primească.
În seara asta Iisus vrea să te ierte. În seara asta Iisus îți dă o nouă șansă. În seara asta Iisus vrea să te scape de viciile din viața ta. Oare vrei tu să scapi de ele? Oare vrei tu să primești iertarea lui Dumnezeu? Oare înțelegi că singura soluție pentru păcatul tău, pentru patima ta, este pocăință? E să recunoști că ai păcătuit înaintea lui Dumnezeu? Să-ți pară rău de păcatul în care ai trăit până în seara asta și să spui, Doamne, numai Tu mă poți ajuta să scap de păcatul din viața mea. Numai Tu mă poți ajuta să scap de nu știu ce viciu. În seara aceasta cheamă-L pe Iisus. El te poate elibera. El poate rupe orice legătură a păcatului. În numele lui Iisus Hristos, fii liber și liberă din seara asta. El are putere să lucreze în viața ta. Să schimbe tinerețea. Să dea sens tinereții tale, să începi o nouă viață, să lași trecutul în urmă. Și începând din seara asta, de la momentul prezent și în viitor, să trăiești aproape de Tatăl, aproape de Dumnezeu, în prezența Lui, în casa Lui. Să iubești mai mult ca oricând locul acesta, să iubești mai mult ca oricând cuvântul Lui. Să spui, da, aici este pâine adevărată. Aici nu am dus lipsă niciodată de ceea ce aveam nevoie. Da, nimic nu-ți folosește mai mult ca prezența lui Dumnezeu, a Tatălui Ceresc în viața ta. El aduce adevărata împlinire. De aceea te chem în această seară. Nu-L părăsi pe Dumnezeu. Nu-L abandona atunci când nu-ți convine un anumit lucru. Nu-L vinde pe roșcovele lumii acesteia. De ce să-și bată joc diavolul de tine și în lumea aceasta? Când poți fi fericit lângă Tatăl tău, lângă Creatorul, lângă Cel care ți-a dat viață, lângă Cel care vrea să scrie numele în cartea vieții. O, aș vrea să te provoc să te rogi împreună cu mine. Și când se încheie rugăciunea aceasta de final de slujbă, să putem cânta împreună spre gloria Tatălui din ceruri, care ne iubește așa de mult și care vrea să ne schimbe viața și viitorul și să ne dea o nădejde vie fiecăruia, pentru că are un loc pregătit în cer și pentru tine. Și locul acela de El te-a făcut conștient în seara asta. Haideți să ne rugăm.